Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ia zi. Latino. Nu te băga. Latino. Bă, dacă nu vă place, deci Rafa Gal, Luna, o piesă foarte bună, dinamică, antrenantă, ce să mai, uite, veselie mare, băieții ăștia doi dansau pe mese aici. Da, era ceva de speriat, dar între timp să știți că în weekendul ăsta Vlad a avut foarte mult timp liber și iată ce a făcut. Da, deci dacă nu vă place Rafa Gal, puteți foarte bine de acum înainte să introduceți piesa respectivă sau orice altă piesă într-un program de inteligență artificială, să-i spuneți pe ideea asta muzicală Rafa Gal, de exemplu, aș vrea să cânte heavy metal. Sau, în cazul lui Luca, ritmuri latino, dar altfel. Să fie rumba sau samba. Poți să studiezi. Cea-cea. Meta a lansat recent un soft de inteligență artificială, Music Genie. Spune care creează muzică după descrieri de text. Sau dacă îi dai un model. Gen. Sau adaptează o melodie la un alt gen, dacă îi descrii ce vrei. Gen. Este fascinant, da. E free pentru durate limitate, adică poți să obții 12 secunde gratis. Noi, pentru că suntem zgârciți, nu am făcut mai mult de atât. Și funcționează cam așa. Deci să zicem că dai Bach. Asta, originalul Bach sună așa. Clasic. Bach sonerie la ușă. Bach sonerie la ușă. Și vrei un Bach modern. Să fie pop, da, nu, așa și așa, modern, pop din anii 80. Da, chiar te-ai zgârcit, adică pop. N-ai pus niciun cent Luca. Acolo. Pop. Înțelegi? Pop total, da. Da, nu, asta n-am făcut eu, a făcut alt zgârcit. A, da. Eu am făcut, în schimb, eu recunosc că mă obsedează, am un vierme auditiv. Ia, atenție, stai o secundă, dați rec și înregistrați această declarație. Mă opresc aici. Te rog. Mă opresc, nu mai zic nimic, nu dacă zic. Mai trolez. Deci am un vierme de ăsta auditiv, frate, mă chinuie un refren, e ceva îngrozitor, nu reușesc să scap de el. Este o piesă interpretată de o doamnă și un taraf, înțeleg? Care este, a, mă, atins cerul cu mâna. Asta. Ia uite-l pe Luca, s-a veselit. Bun venit în club. Din câte mă pricep, ca să dobândești un vierme auditiv, trebuie să asculti în mod repetat. Nu, am ascultat-o o singură dată. Ai propus-o tu, la un moment dat voiai să o dai la niște bătălia. Și atunci am sădit, da. Este, mă obsedează accentul ăla, mâna. Asta nu înțeleg, de ce zice mâna? Ca să rimeze. Ca să rimeze? Mulțumesc, ajunge, gata, am relansat viermele auditiv de acum o lună. Poți să cobori asta? Așa. Pentru că am introdus această piesă în programul de inteligență artificială Music Gen și i-am cerut mai întâi să facă un electrochill cu accente de trance. Și a ieșit așa. Lo-fi electrochill. Te-ai chinuit un pic talent. Nu, doar... Asta ai cerut tu, electrochill. Da, i-am cerut electrochill. Cum ai ajuns să ceri? Ai zis... Spre deosebire de tine, mai ascult și altceva în afară de rumba. Și... Asculți electro, stai, nu trecem. Da, mai ascult, avem playlist-ul întreg. Ok. Da. Și după aia am mai zis și un rock din anii 90. Aici ai cerut prea ușor. Prea ușor? Deci, asta chiar e și bine. Bine de tot. Da, mă, frate, 12 secunde obții gratis o modificare a oricărei piese, dar imaginați-vă cam cum o să arate muzica în curând, când oricine va putea să creeze orice cu ajutorul computerului. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.